Băi, suntem tare, știi unde suntem? Alexeiuca. Nu, Alexeievca. E pus? Da, știu, băi. Părăți în Ivan Turbin. Dragii mei, bună ziua, uite că am ajuns din nou în satul Alexeievca, raionul Ungheni. Suntem într-un sat foarte, foarte frumos. Știți de ce zic frumos, că știți oameni gospodari? Aici e doamne ferește, cum poate plătuiești, stai în mijlocul. Aici prost, stai în mijlocul drumului. Nu vine nimic. Și ești răsărit și mâine răsărit. Și plătuiești. Băi, mă găsesc 5 de ani plătnei să plătuiești pe statul ăsta. Găsesc pe acolo foarte și mă plătuiești cu răsărit pe mâine. Ți-ai pus cu un micioc aici? Mă să trebuie cu parapatalul, să rup. Ți-ai pus cu un micioc aici și ai mers încolo. Uite unde sunt el, la ce poartă sunt eu aici. Tot îl cunosc pe domnul Ion Crețu, cu aniversarea 16 ani, vrea să faci, îl zic, de ce șai? Facem hop, schimbăm ei, zic. Un mic cadou, așa de jucă, un mic cadou din partea fiicei mele, din partea celor care sunt pe casă lumea mare. Noi suntem cu șurea, salutat eu, hai ia! Dacă mai este să concretizăm, bate Vania Crețu aici. Aici, dar nu știu câini. Cu câinii îl lămuric eu, de câini mă tem. Bună ziua, prindeți cald de noi. Bună ziua! Mai aveți câini? Mai sunt. Vedeam că aici andrăți cu mine. Păi aici andrăm noi, da. Dacă e vreun câini mai mare, eu nu știu. Nu, legată și mari. Bună ziua! Unii domnul ăla, unii pe ziua. Asta ropa ta! Și am închid întrebări. Înapoi și sfat chiloți! Domnul Ion! Bună ziua, tuturor! Bună ziua! Bună ziua, șeful căsă, da? Tot că mă înțeles. Mai eu! Ce? Domn că n-a dauz la mine. Hai să trece! Bă de mani! Așa, vreau să fie... Bă de mani, uite aici, am înțeles că faci aniversare frumoasă azi, 16 anișori. Da, dacă îmi toți... Uite așa, cineva departe, cineva drag, s-a gândit la dumneavoastră să... Să vă transmită... Vă amantă din Moscova. Mă este la Moscova, da? Domnul Ion, vezi un mic cadou de partea cu vreți poate fi. Cine s-a gândit la așa șmecherie? E doamna și asta, și care mă medină. Așa ne gândim! Am vrut și eu să gândesc acolo. Sunt vădier și el, dar e drept, adevăr. Mai avem și inimi și hotare, poate la cine să fie. E partea fiicii, într-adevăr. Amelia e acum cu noi în direcție. Așa! Dragi părinți, scump tătic, scump mămic, vine cu mine și mi-i scuze că n-am putut să fie alături de voi, chiar la șorul universitar frumos, la 69 de ani. Dar tot sperăm că e bună ziua. Dar ce arată 16? 16, eu m-am încurcat ulea, am ștor când doar divers faci. Dar bun cortic 16. Da, da, da. Mult, mult sănătate. Fericire, dragi tătic. Mult, mult pași. Și dacă uneva au greșit, e vin cu mine și mi-i scuze. Asta adică nu este. Nu a greșit în viața noastră. Da, sperăm că de bună ziua, tătă mea, că știu că acest fie cel mare cadou. Dacă iarți, se iartă. La mulți ani, mă micuța să vedem dumneavoastră, în primul și primul rând, le-ați dat viață la copilaș. Și noi s-a ne-a pornit flori, le ținem așa. Un tort pentru tătii, pentru domnul Ion. O șampanie pentru toată lumea. Asta pentru micuța? Șampanie. Da, mulțumesc. Dar pentru tătii, eu am cel mai tare aici. Aici arde. Aici arde. Aici arde. Hai, Doamne, ce bine ar fi dacă m-am îmbătrânit, dacă m-am îmbătrânit, măi. La 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim, să nu mai îmbătrânim, măi. Hai, vicinii, vreme! Hai, Doamne, ce bine ar fi dacă m-am îmbătrânit, dacă m-am îmbătrânit, măi. La 60 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim, să nu mai îmbătrânim, măi. Frumoasă copilărie, eu tot așa-ș vrea să fie, dar aș da lumea asta toate, dar să mai fiu copil odată. Frumoasă copilărie, tot așa-ș vrea să fie, dar aș da lumea asta toate, păi să mai fiu copil odată. E domnul Ion Vreune! Hai, Doamne, ce bine ar fi dacă n-am îmbătrânit, dacă n-am îmbătrânit, măi. La 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim, să nu mai îmbătrânim, măi. Hai, stăcini! Hai, Doamne, ce bine ar fi dacă n-am îmbătrânit, dacă n-am îmbătrânit, măi. La 61 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim, să nu mai îmbătrânim, măi. Am visat frumos azi toate, că eram tânăr de ani. N-avem nici o vijă în spate și nici atâția dușmani.
dar cu coșii dimineața au cântat și m-au trezit. Doamne, cum mi-a trecut viața și nu-mi bătrânim. Împreună! Ce-am făcut cu viața mea, n-am știut s-o prețuiesc. Să-mi dai, Doamne, ca și lungă, încă viață să trăiesc. Dar tânăr, Doamne, ce m-aș face? Ar ști ce-am de făcut, i-aș da inimii ce-i place, tot ce n-a avut. Cinci-am fost în grija mamei, mi-a crescut, mi-a legnat. Tata ca pasărea, Doamna, s-a dus și mi-a lepădat. Greu i-a fost, mămii, știu bine, până-i-a ridicat pe toți. Nu s-a jăluit la nimeni și nici n-a cerșit la porți. A avut soare de naive, n-a avut de locodine. Când ne petrecea la școală și-a scunde la prima moale. Lasă, mamă, numai lacrima, și ce-o împrește, și ți-o ajuta, ți-o mă duce bucurii fericite. Hai, groaște cu mine. Lasă, mamă, numai lacrima, și ce-o împrește, și ți-o mă ajuta, ți-o mă duce bucurii fericite. Ca să fii frățioare, prețiorul meu ce drag. Ca să te lați cu frățioare. Ac, mă doare inimioara și nu știu ce să mai fac, frate. Frate, frate, frățioare, plânge inima de jale. De părinți ce ne-au crescut și doar bine ce mi-au vrut, frate. Am un frate, nu am zece, dușmanii ne dușmănește. Iubesc frățiorul meu și la bine și la greu, frate. Astăzi este ziua mea. Am de an a fost așa, dar toți prietenii mi știu că sunt vesel și am să fiu. Anii când ți-am adunat într-un sate marocat și pe apreului am dat drumul sacului. Ziua trece, anul trece, ca și mă mult de cător. Hai cu mine și-o petrece toată noaptea până soare. Câte, câte, badea, badea, să se rupă coțile. Noi v-am chemat la o zi mare, în alerție că la petrecere. Hai că-i bine împreună! Azi petrecerea mea, mâine ziua altuia, dar viața ne trece, nici nu știi. Îți pe voia inimii, dar când de viață s-o trăiești, doar așa tine. Mai cânte tata și mai toarne măcar, să uiți de dor și amar. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine și-o petrece, uite toată noaptea până zori. Cânte, cânte, tu gospodare, să se rupă corzile. Noi v-am chemat la muzii mare, ziua de petrecere. Aici, este aici cu noi. Mulțumesc. Viață plăcută și sănătate în viață. Te așteptăm acasă. Să vii. Ei, sănătate. Ne întâlnim la mese de sărbătoare, la invitați împreună. Ce să facem? Așa e viața, mă. Unul vine, unul duce. Unul vine și trebuie să duc. Nu, dar pe ce să facem? Așa e viața, trebuie mers înainte. Până când mulțumim frumos de surpriză. Surpriză frumoasă. Să mergem cu pipăriței. Să fie și sănătoasă. Să noroc. Noroc. Salut. Salut. Da, e acolo. Salut. Da, salut. Da, e noroc. 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 Noro
noroc. Mama, noroc. Din noroc, ca să-l duc acolo, să-l duc. Din noroc. Care mai are curajul să spui ceva la domnul Ivor, gospodarul din sat, domnul Ivon Crețu? Astăzi, 61 de ani, cine are curajul să-i spui unul la mulți ani? Ia, pe rând. Hai. Soara. Hai, surioare, frățuori. Se sună mai tare. Frate Ioane, îți doresc sănătate, multă sănătate. Nu te iubim mult, să ne scuzi ca ne îngășim, să ne împărăm unul pe altul. Și îți mulțumesc frumos. Și sănătos. La mulți ani, un aplauze pe domnul Dragi. Așa. Dragii mei, voi ce faci? Hai, pe rând, hai, pe rând. Vasile. Fratele, Vasile. Vasile, Vasile, Vasile. Vasile, Vasile, Vasile. Hai, hai. S-o înghețe pneva, Vasile. Hai, unii fugi. Unii așa. Cumnatul e un. Ia, bă, nevasa, din suflet așa, pentru frățiorul. Unii fugi, ce doresc tu, fratele tău? Să ajungi să o pui la sărbători. Pierd loc aici, frumușor. La ce trebuie să vedem nașor și nașor, alea, plășenuțul. O viață fericită, cu nepoții ca să o trăiască, da. Împreună, și ca să aibă grijă să știe că are fică acasă. Multă sănătate la finii noștri. Mulțumim frumos. Mulțumim frumos.